Da. Pornim la treabă, clasa 11-a de limbaje. Începuți mai seară o chestiune interesantă. Da. Ai ceva temă sau să continuăm? Nu? Continuăm chestia aceea, că e foarte bună. Deci, să zicem că se dă funcția, relu, funcția f de x egal cu modul din x, ori e la puterea 1 pe x minus 2. Da? F de x egal cu modul din x. Tu ce ai? Derivate? Da, o derivate. Da, o să vedem și niște derivate, dar facem niște chestii foarte importante, că le facem toată materia practic asta. Deci f de x egal cu modul din x, ori e la 1 pe x minus 2. Despre funcția asta, Cosmine, putem spune că f e definită pe el, în afară de niște puncte. 2 nu are rost, pentru că fracția nu are rost aici. Împărțirea la 0 nu se poate, nu? Și x-ul trebuie să fie diferit de 2. 2 minus 2 face 0 și nu se poate. Da? Și e definit pe el, mai puțin elementul 2, cu valori în R. Cu valori în R. Deci am stabilit domeniul definiției. Deci când vedem o funcție, prima problemă pe care o avem este aceea să vedem care sunt x și pentru care putem stabili corespondență. Că asta înseamnă domeniul definiției. Să știm toți x și pentru care putem găsi imagini. Iar în momentul de față, prin m-ar frământa să găsim toate perechile x și y care să satisfacă relația aceea. Deci, ce x și ce y face ca relația să fie adevărată? O primă pereche o aș găsi eu, e 0, 0. Deci o primă pereche aș avea punctul A, care și originea sistemului de axe. E vorba de 0, 0, punctul de coordonare 0, 0, adică ce înseamnă? Cel de pe locul 1 este x-ul, cel de pe locul 2 este y-ul. Și în clipa aia, va, iată, 0, 0 satisface, pentru că z de 0 egal cu modul din 0, ori e la puterea 1 pe 0 minus 2 minus 2, adevărat. Deci o primă pereche o am. Un x și un y. Și acum mă întreb... Da, Gigi, n-ai reușit, nu? Am stântat eu o jumătate de oră că am început acum o lecție. Da? Bine, gata, bine, bine, bun. Deci, punctul de coordonate 0, 0 verifică, da? Verifică acest punct. Și acum, iată că pentru realizarea, pentru găsirea tuturor perechilor, am să fac tabelul de variație. I și de la minus infinit la plus infinit. Și Y-ii pe care îi găsesc, îi pun pe linia Y-ilor, nu? Dar pentru, până un alt am să folosesc aici mai întâi derivata, că ea mă va ajuta să am mai multe informații. Și de sub tot să folosesc f de x-ul, adică tocmai y-ii pe care îi urmăresc eu să găsesc. Știu că 2 nu par face parte din domeniu, pentru că în momentul în care x-ul e 2, nu găsesc y-ul ca imagine. Așa. Și cea mai rapidă formă este să dau lui x valori și găsesc y și corespundători. Asta înseamnă pereche. Și o primă pereche a fost 0, 0, nu? Da. Când x-ul e 0, y-ul este 0. Când x-ul este 1, să zic, y-ul, dacă îl înlocuiesc aici, 1 ori e la 1 pe... Deci pentru x egal cu 1, rezultă că y-ul va fi egal cu modul din 1, y-ul cine este? Pentru, așa înseamnă, f de 1. Imaginea în punctul 1. Și egal cu modul de 1 ori e la puterea 1 supra 1 minus 2 și este egal cu 1 e la minus 1.
Adică 1 pe E. Deci imaginea lui 1 este 1 pe E. Imaginea lui 1, 1 pe E. Imaginea lui minus 1, dacă iau. F de minus 1. Pentru X egal cu minus 1, găsesc că Y-ul ar fi F de minus 1, care înseamnă modul de minus 1, 1, ori E la puterea 1 supra minus 1, minus 2, minus 3, minus 3, care înseamnă 1 pe E la, E la 1, E la puterea minus 1 pe 3. Care înseamnă 1 pe E la 1 pe 3, adică radical de ordine 3 din E. Ar fi așa? E la minus 1 pe 3, înseamnă 1 supra E la 1 pe 3, și 1 pe 3 este radical de 3 din E, da? Deci imaginea lui minus 1 este 1 pe radical de ordine 3 din E. Și așa mai departe. Dar acum n-am să dau pe toți X și nu pot da toate valorile lui X. Sunt o infinitate. Și de ce? Mă duc să văd ce se întâmplă când X își duc la minus infinit, ce fac Y-ii. Adică voi vedea, voi căuta să constat, să găsesc limita la minus infinit. Ăsta e motivul când faci limita la minus infinit. Pentru că tu cauți informații despre Y. Ce fac Y-ii câtă vreme X se duc spre minus infinit? Și iată, facem limita. Și zicem, limită pentru X tinde la minus infinit din F de X, adică din cine? Din F de X, da? Face gamma de parte cu limită pentru X tinde la minus infinit din modul din X ori e la 1 pe X minus 2 și egal cu minus infinit. Modul din minus infinit face infinit. Așa vine, nu? Infinit. Modul din minus infinit face plus infinit, ori e la 1 pe infinit, ceva pe infinit face 0, e la 0 face 1 și face infinit. Deci câtă vreme X se apropie de minus infinit, Y se duc la plus infinit. Deci Y este plus infinit. Sigur că ne interesează tot să dăm la povestea asta, hai să vedem ce se întâmplă când X se duc la plus infinit. Da. Deci când minus plus infinit, facem deodată aici, plus minus infinit, plus minus infinit, din cauza modulului acela, face tot plus infinit. Da? Pentru că modulul din fic, din minus infinit, fic din plus infinit, face tot infinit. Și ceva pe infinit va face tot zero. Deci limita aici va face plus infinit. Adică, atenție, câtă vreme și se duc la minus infinit sau la plus infinit, Y și fac plus infinit. Mai știți voi ce era studiul ăsta a limitei la plus minus infinit? Era asimptota... Ne interesăm dacă există asimptota orizontală. Da? Limita la plus minus infinit înseamnă asimptota orizontală. Dar trebuie să ai valori finite. Da. Da, trebuie. Da? Mi-au dat infinit. Nu există. Deci concluzia ar fi așa, din ce am văzut aici. Nu există asimptotă orizontală. Nu există. Nu există asimptotă orizontală. Dacă nu există asimptotă orizontală, atunci căutăm pe aia oblică. Atunci ne întrebăm dacă există asimptotă oblică. Da? Ne întrebăm dacă există asimptotă oblică, dacă nu există asta orizontală. Și pentru asta oblica, amintiți, e dreaptă, practic. Da. Da? Da. Y cred că e cu mx plus n. Y egal cu mx plus n. Cine este m? Cine este n? M egal cu limită pentru x tinde la plus minus infinit din f de x pe x. Iar n este limită pentru x tinde la plus minus infinit din f de x minus mx. Da? F de x minus mx. De aceea, începem studiul asimptote oblice. Și o să avem, poate era bine f de x-ul să le explicităm din modul din x, să vedem o variantă spre minus infinit și alta spre plus infinit. Deci f de x-ul ar arăta, după explicitare, cum arată, ia să vedem.
N-am făcut noi aseară. Exact. Deci f de x egal cu acolada. X e la 1 pe x minus 2. Când x aparține intervalului închis 0 plus de la 0 la plus infinit. Fără 2. Da, minus 2. Așa, și minus x e la 1 pe x minus 2. Când x aparține de la minus infinit la 0. Minus infinit la 0. Da. Deci funcția f de x are două reprezentări din cauza modulului. Dacă ar fi fost modul din x minus 1, nu se punea problema. Noi egalăm cu 0 și luăm stânga, dreapta. Însă aici a fost modul din x, deci x egal cu 0. Deci am făcut ruptura în 0. Stânga lui 0 și dreapta lui 0. Și acum hai să ne ocupăm de asimptota spre minus infinit. Da? Spre minus infinit. Asimptota oblică. De aceea facem M1 egal cu limită pentru x din de la la minus infinit, da? La minus infinit din f de x pe x. Și egal cu limită pentru x din de la minus infinit din f de x-ul este cât? Minus x. Modul din, este minus x, bine ai observat, minus x ori e la 1 pe x minus 2 supra x. Și x cu x se simplifică și trecem la limită și vine minusul rămâne. E la 1 pe x-ul cât este? Minus infinit, nu? Minus infinit minus 2 și face ceva pe infinit face 0. E la 0 face 1. Minusul. M1. M1 acum. M1 egal cu limită pentru x din de la minus infinit din f de x minus mx, nu? Da. M1. E vorba de la spre minus infinit. Deci egal cu limită pentru x din de la minus infinit din f de x-ul pe care îl avem de varianta din spre minus infinit este minus x de la minus x ori e la 1 pe x minus 2 minus minus, deci formula minus M-ul minus 1 minus minus deci plus 1 ori x plus x, cu alte cuvinte. Și mai departe, cu limită pentru x din de la minus infinit o scoatem factor forțat. Scoate factor forțat pe x. X pe lângă minus. Chiar minus x. Minus x pe lângă e la 1 pe x minus 2 minus 1. Da. Da? Este așa, da? Minus x e la 1 pe x minus 2 minus 1. Și, 1 pe... și dacă trecem la calcul, la limite, minus, înlocuim pe x cu minus infinit, din minus infinit ori minus face infinit, va face infinit, ori 1 pe infinit face 0, e la 0 face 1, 1 minus 1 face 0, infinit ori 0. Infinit ori 0 este operație fără sens. Și de aceea, văzând noi că e la ceva, avem e la o șmecherie, și dacă acea șmecherie duce la 0, și se duce, când locuim pe x cu infinit, face 1 pe infinit, face 0, ori de câte ori vedem e la ceva minus 1, ne fuge mintea spre o limită fundamentală care e de forma asta. Limită pentru x din de la x 0 din e la tu spuneai u de x. U de x tu spui. Eu spuneam f de x în general. Hai să zic u de x, cum spui tu. U de x minus 1 supra u de x. Eu mai spuneam e o expresie de x. Da. Așa, limita asta face 1 dacă și numai dacă u de x ăsta se duce spre 0. Da? Dacă expresia aceea face toate 0. Și la noi este. Așa. Da. Și atunci ești încurajat și zici egal cu limită pentru x din de la cine? La minus infinit din minus x ori e la 1 pe x minus 2 minus 1 supra exact expresia asta 1 pe x minus 2. Dar am pus-o noi. O și mulțim sus. 1 pe x minus 2.
că n-am avut o la numitoare. El la expresii minus 1, supra expresia am pus-o noi, o și mulțim sus, și atunci toată asta în paranteză, asta face 1, și va fi egal mai departe, cu limită pentru x timp de la minus infinit, din minus x, supra x minus 2, rămâne. Scoatem un x factor forțat, fiind vorba la infinit, deci egal cu limită pentru x timp de la minus infinit, din x minus x supra x pe lângă 1 minus x pe 2, asta înseamnă un factor forțat, deci 1 minus, nu x minus 2, 2 pe x. 2 pe x, da, da. 2 pe x, că asta. Da? Și acum, 2 pe x duce, x cu x simplifică, 2 pe x duce la 0, vă amintesc, da? Și face minus 1 pe 1 și face minus 1. Da? Minus 1. Așadar, m1, deci m1 egal cu minus 1, am așa, iar m1 este egal cu minus 1. Și spunem, y egal cu minus x minus 1, y era egal cu cine a spus noi de vreme, mx plus m. M cât am găsit acum? M l-am găsit minus 1. Și nu este minus 1. Și zice, y egal cu minus x minus 1 este asimptota oblică spre minus infinit. Este asimptota oblică spre minus infinit. Deci încercăm spre minus infinit. Acum să mergem spre plus infinit. Deci începem studiul spre plus infinit. Asimptota oblică spre plus infinit. Cum o să procedăm? Ca și mai înainte. M2 și M2. Notăm cu M2, că M1 am vorbit doar. Deci o să spunem, M2 egală cu limită. Vorbește tu, Cosmini. M2. Egal cu limită pentru x timp de la plus infinit din f de x, adică... f de x pe x. Și egal cu limită. Egal cu limită pentru x timp de la plus infinit din f de x, acum este prima. Spre plus, da, prima. X ori e la 1, 1 supra x minus 2. Așa. Supra x. Supra x. Da, e de expresia. Da. Și x cu x se simplifică. Și egal cu limită. Egal cu limită pentru x tinde la plus infinit din e ori 1 supra x minus 2. Și înlocuim de x cu infinit și facem 1 pe infinit. 1 pe infinit, care e 0. 0. Și la 0 face 1. Și acum n2 egal cu limită pentru x timp de la plus infinit din f de x minus mx, nu? Așa fac ei, nu? Da. Și egal... Andreea, te rog. Să-ți fac eu altă mai egal cu limită pentru x timp de la infinit din x ori la 1 pe x minus 2 minus x și egal cu limită pentru x timp de la plus infinit din e la 1 pe x minus 2 minus 1. Hai să scoate... facem direct... Scoate pe x în factor comun. Da, scoate x pe lângă... x pe lângă e la 1 pe x minus 2 minus 1. Supra, punem... supra 1 pe x minus 2 ori 1 pe x minus 2. Asta toată așa este 1. Și face limită... pentru x timp de la din, x supra x minus 2, care face cu final 1. Am găsit pe M2 1, deci M2 este 1, M2 este 1 și atunci asimptota oblică va fi y egal cu mx, adică x plus 1, este asimptota oblică spre plus infinit, da? Deci avem două asimptote. Una va fi spre plus infinit și alta spre minus infinit. Încă o dată. Noi am vrut să cercetăm ce se întâmplă, când vedem ce se întâmplă cu x și când se duc spre minus infinit,
și am considerat că este plus infinit. Spre plus, plus infinit. Și atunci nu avem asimptotă orizontală și ne merită să ne ocupăm de cea oblică. Și am constatat că există, chiar există două. Una spre minus infinit și alta spre plus infinit. Acum, mai avem o problemă cu comportarea în jurul lui 2. Deci trebuie să facem la stânga lui 2 și la dreapta lui 2. Ce era 2? Vă mai amintiți? Era vorba de asimptota verticală. Deci, ne întrebăm ce se întâmplă când X se apropie din partea stângă de 2, de aceea facem limita la stânga, și până ce se întâmplă când X se apropie din partea dreaptă de 2. Când 2 nu există, F de 2 nu poți face. F de 2 te pune în situația de a avea ceva pe 0 acolo și de ce nu și scos din domeniu. Deci, iată că suntem puși în situația, având preocuparea asta de a cerceta Y-ii, suntem puși acum în situația de a face limita la stânga și la dreapta lui 2 pentru a vedea modul în care se comportă Y-ii. Câte vreme X-ii se apropie fie din stânga, fie din dreapta. Da? Deci, ne ocupăm. Era minus X ori E la 1 pe X minus 2. Când X aparține 0 plus infinit. Așa. Și să facem și stânga și dreapta lui 2. Deci notăm acum asimptotă verticală. Vă mai amintiți. Era vorba de comportarea în stânga și dreapta punctelor scoase din domeniu. Da? Deci el ies în 2. 2 egal cu limita pentru de la 2, x mai mic ca 2. De la a doua, la minus x, și x aparține de la minus infinit la 0. De la minus infinit la 0, corect. Deci x aparține de la minus infinit la 0. Deschid, da? Când avem dânsul luăm limit. Sigur că da. Deci de, mai mic ca 2 din care luăm? De la 2. De ce de la 2? Dar nu mai mic ca 0. 2 este aici, mă. Da, 2 este de la 0 la plus infinit. Dar ce mai prezic la 2? Pentru că tu aveai în minte problema continuității, 0 care studiem în date. Acolo, da? Din cauza asta. Da. Așadar, 2 vin din interiorul intervalului aici, nu-i capăt de interval. 2. Da. Ca să zici stânga lui 2, erai obligat să o duci aici. Da. Stânga al 2, aici este, în vecinătatea al 2. Deci va fi din prima, din X, X ori la 1 pe X ori 2. Așa. 2 ori E. Face 2 ori E la puterea, 1 supra 0. 0 de adicare, 0 negativ sau pozitiv. Păi dacă este interval, acela este 0 pozitiv. E mai mic decât 2. Vă gândiți că cum ar fi 1,99 minus 2. 0 negativ. Da. Sau altfel, facem semnul lui X minus 2 și la stânga lui 2 este 0 negativ. Da? Nu totdeauna stânga e 0 negativ, ci de data asta. Da. Pentru concret momentul acesta. Și face 2 ori E la 1 pe 0 negativ, cât face? Minus infinit. Ai făcut semnul și 1 pe 0 face infinit. Deci minus infinit. Și egal cu 2 ori. Ce înseamnă E la un număr negativ? 1 supra E la numărul acela. 1 supra E la și din minus îl facem plus. Plus infinit. Și egal mai departe cu 2 ori. E la infinit este de fapt un fel de 2 și ceva la infinit. La a doua, la a treia, 2 și ceva. Face infinit. Din ce ce mai mare. Deci e 2 ori 1 pe infinit. Adică 2 ori. Și 1 pe infinit face 0, nu? 0. 2 ori 0, 0. Deci la stânga face 0. Deci câtă vreme X se apropie de 2, Y se apropie de 0. Da? Deci câtă vreme X vin spre 2, Y se apropie de 0. Acum să facem dreapta. El de în 2 egal cu limită pentru X se duce la 2, dar X e mai mare decât 2, din X ori E la 1 pe X minus 2, și egal cu 2 ori E la 1 supra
0 de care acum? Pozitiv. 0 pozitiv. E 2 și ceva. Deci 2 și ceva minus 2, tu te gândești și noi din partea asta. Păi, dincolo de 2, tot aici sunt. Că 2 este de la 0 încolo. Uite-l pe 2. Și stânga sau dreapta lui 2, tot din prima expresie, da? Deci tot din prima. Aveți automatismul ăsta. Da. Într-o parte și în cealaltă. Două funcții și cealaltă. Și nu ai înțeles prea bine, deci n-am luat-o stânga de-a trecută, dar nu înțelege, deci tot așa cum mă duc. Păi te uita, dar eu am insistat și am punctat chestia asta. 2 ori 1 pe e la 0. Și cât face 1 pe 0 pozitiv, atenție? Infinit. 1 pe 0 face plus infinit. Deci 2 ori e la infinit. Și e la infinit, e infinit, e supraunitar, deci infinit. Și face plus infinit. Așa la dreapta este plus infinit. Deci când x-ii sunt foarte vecini de 2, y-ii sunt foarte mari, plus infinit. Și știți că acum asimptotă verticală, măcar una din limite laterale trebuie să fie infinit. Da. Să fie infinită. Da. Și iată, cam una. Da. X egal cu 2 da. Este asimptotă verticală în partea dreaptă. Se comportă ca asimptotă verticală în partea dreaptă. Și răspunde, x egal cu 2, asimptotă verticală, dreapta. Mai în partea dreaptă, îi obligă pe Y să fie pe lângă ea, fără să o atingă pe dreapta respectivă. Bun. Și am văzut o serie de informații. Iată, știu că la minus infinit am să vor lipi Y de această dreaptă, că de-aia sunt toți, să lipesc de ea. La plus infinit s-o lipi de altă dreaptă. La stânga lui 2 vor face 0, sau apropie de 0. La dreapta vor face plus infinit. Și acum, haideți să mai facem și continuitatea în 2. Deci continuitatea în 2. Te grebești, nu? În 0. La și 20, da? Și eu merg cu tine. Merg și eu cu tine și eu mă grebesc. Ați văzut cum m-a sunat cineva și trebuie să mă duc urgent. Câte acum? Și? Și 4 minute. Hai să vedem, așa, cât de cât, o informație scurtă despre modul în care se comportă Y-ii. Că am făcut ceva informații, am găsit. La 2, 1, 2, la 2 am asimptotă verticală, da? X egal cu 2. X egal cu 2. Am asimptota spre plus infinit, y egal cu x plus 1. E o dreaptă. Dau valori. Când x-ul este 0, y cu 1. Când x-ul este 0, y cu 1. Aici. Iar când x-ul este minus 1, y cu minus 1 plus 1, y cu 0. Așa asta este dreapta, care e asimptota y egal cu x plus 1 spre plus infinit. Semidreaptă. Numai partea dreaptă mă interesează. Cealaltă e minus x minus 1. Când x-ul este 0, y e minus 1. Și când x-ul este x-ul este minus 1, minus minus 1 și plus 1 face 0. Asta este. Asta este dreapta y egal cu minus x minus 1. Topul de sub y egal cu minus x minus 1. Și spune așa. Când x e 0, y e 0, parcă. Când x e 0, y e 0. Avem, mă, uitați, perechea asta. Când x e 0, y e 0. Când x e 1, y este 1 pe e. Adică 1 pe e înseamnă 1 pe 2 și ceva, 1 pe 2, jumătate din întreg, cam pe aici undeva. Și când x-ii se apropie de, când x-ii se apropie de 2, x-ii vin spre 2, y-ul vine spre 0. Deci, aici vine, aproape așa. E punctul de coordonate 2, dar stânga lui 2, și y-ul 0. Deci pe aici undeva vine. Când x-ii o sărit un pic dincolo de dreapta de 2, y-ii cât sunt? E plus infinit. Deci pe lângă dreapta asta vine. Deci când x-ul a trecut un pic de 2, sărit dincolo de 2,
Y-ul este cât? Plus infinit. Da? Aici. Apoi, când X-ul se duce la plus infinit, Y-ul poate să duce tot la plus infinit. Oare până apuc limita la plus infinit. Da. Și pe aici va trebui să ajungă. Pe aici undeva trebuie să ajungă. Asta îmi spune mie, pe aici undeva, de lângă dreapta asta, se lipesc. Că când X și sunt la minus infinit, Y și se lipesc de dreapta, lângă asimptotă vin aici. Da? Asta este asimptota. Asta e rostul asimptotic. Că trage graficul, zice, lângă mine stai, foarte apropiat. Și acum, n-am făcut derivata, dacă aș fi făcut derivata, făceam semnul derivat și spunea, derivata pe acolo unde e negativă, spune că Y și descresc. Și veți vedea că pe toată zona asta, Y și descresc. Și să ating aici, punctul ăsta. Apoi, în punctul ăsta, se întâmplă o întorsură rapidă și atinge aici punctul ăsta în 1, parcă va fi 1 pe E. Cea mai mare valoare stânga-dreapta. Când X și o trecut dincolo de 2 plus infinit și până scad așa, pe undeva pe la 4, nu știu cât va fi, și până se întorc așa. Și ăsta este graficul funcției. Deci, de fapt, mulțimea tuturor perechilor X și Y sunt puncte din plan, iar ceea ce am făcut acum, nu am făcut decât să vizualizăm, să desenăm, să prindem toate perechile de puncte X și Y, care desenează, reprezintă o anumită mulțime de puncte din plan. Graficul funcției. Ceea ce v-am arătat acum este graficul funcției. N-avem informații de suficiente pentru că n-am făcut derivata și n-am anulat-o cu zero să găsim rădăcinile. Derivata îmi va indica un punct aici cel mai de mic și un punct aici. Va indica pe 1 și pe 4. 1 va fi X sub celui mai mare punct, unui maxim, iar 4 va fi X-ul unui punct de minim. Deci derivata este esențială în studiul funcției. Acum reușesc să vă transmit că nu degeaba facem derivate. Derivata ne va indica intervale de monotonie, adică pe unde descresc Y-ii, de la minus infinit până la zero, da? Și pe unde și punctele de extrem. Deci notați, derivata ne va indica intervale de monotonie și punctele de extrem. Și sub presiunea problemei pe care o avem, rezolvat, ne oprim aici. Am vrut să vă spun, să vă motivez să vă apucați, să învățați derivatele cu foarte multă grijă, cu multă atenție, să știți formulele, ca să putem deriva cu multă ușurință. Pentru că nu întâmplător se fac. Ele au o importanță colosală în studiu. Deci știi să derivezi, derivata care o găsești te ajută să ai informații despre funcții. Intervalul de monotonie și punct de extrem. La revedere!